www.scoala-de-televiziune.ro. Construit în 1918 din materiale care nu rezisteau nici măcar în fața ploilor, arcul a fost ridicat din lemn acoperit cu ipsos după 4 ani. Actualul monument a fost inaugurat abia în 1936. Una dintre construcțiile emblematice ale Bucureștiului, Arcul de Triumf a trăit mai multe vieți până să ajungă la actuala sa formă. Ridicat pentru a celebra participarea României la primul război mondial din partea aliaților și Marea Unire, monumentul are o înălțime de 27 de metri și a fost inspirat de arhitectul Petre Antonescu după modelul celebrului monument din Paris. Astăzi, Arcul de Triumf se deschide doar la ocazii speciale, când bucureștenii pot urca pe terasa monumentului pentru a se bucura de priveliștea inedită oferită de înălțimea acestuia și pot vizita expozițiile permanente, precum și o expoziție temporară dedicată eroilor din Afganistan.